anul 2017, pentru noi, mănăstirea Sfântul Gheorghe, care se numește și mănăstirea Sfântul Gheorghe din satul nou, raionul Cimișlie. Până în prezent s-a numit mănăstirea Zloț, dar corect, cum trebuie să se numească, așa trebuie să numească mănăstirea Sfântul Gheorghe, satul nou, raionul Cimișlie. Cândva a fost schit al Noului Neamț. De acum noi de mult nu suntem ca schit filial a Noului Neamț, fiindcă din 1996 noi ne-am dat deoparte de mănăstirea Noului Neamț și suntem de sine stătători. Și până în prezent așa a mers vorba, schitul Zloț al mănăstirii Noul Neamț. Dar mai departe, cum am spus, se va chema mănăstirea Sfântul Gheorghe, satul nou, raionul Cimișlie. Că astăzi vedem o frumusețe care ne miră mult pe acest loc, dar această frumusețe de acum de grabă o să împlinească 22 de ani. Să ne întoarcem cu 22 de ani în urmă și ne amintim cu toții ce a fost pe acest loc. Pe acest loc nu a fost nimic. Prima mea venire când a fost pe acest loc m-am mirat și dar m-am speriat, fiindcă uitându-mă împrejur nu se vede nici sat, nici drum, nimic, numai cât vedem câmpurile care se văd și pădurea din toate părțile. Și m-am gândit ce să se întâmple și ce o să fac eu aici pe acest loc. Tânăr de 33 de ani am venit pe acest loc, și dar tot șodat m-am speriat, m-am spământat, m-a apucat și așa o frică că nu voi putea face nimica. Dar o minune s-a întâmplat de la bun început, fiindcă având nădejde în Bunul Dumnezeu, că Bunul Dumnezeu face minuni și va fi minuni. Am început ascultarea pe care am primit-o de la vladica episcopul Vicentie, acum mitropolit în Rusia, să încep marea lucrare. De la acel vagon pe care l-am pus pe acest teritoriu, am început Sfânta Rugăciunii. Și iată, cu acea rugăciune închinată Maicii Domnului și Sfântului Gheorghe, chemând în ajutor pe Sfântul Gheorghe, ocrotitorul mănăstirii, ca să mă ajute la această mare lucrare. Și iată, m-a ajutat. Ce vedem noi astăzi? Această frumusețe, acest complex a mănăstirii. În acest an Dumnezeu ne-a ajutat și am adus la o frumusețe Biserica Sfântului Gheorghe. Am vopsit-o într-așa culoare, culoarea mucinicească, plăcută, frumoasă. În acest an vedem că avem și o bisericuță înălțată în mijlocul mănăstirii, adică practic se primește la mijlocul teritoriului, pe teritoriul a mănăstirii. Această biserică este închinată Maicii Domnului, icoana umilenii. Și într-această biserică
se va sluji Sfânta și Dumnezească liturghie și alte rugăciuni în timp de iarnă. Ea este mică, puțin încăpătoare, dar va fi cald întrânsa, comod. În timpul de față se pictează, pictează altarul. Și sper că în curând, poate până și vor da frigurile, vom intra întrânsa și vom începe și Sfintele rugăciuni. În ultimii ani am ridicat casa stariței după biserică Sfântul Gheorghe cu trei niveluri, unde trăiesc eu singur, împreună cu chilienicul, erudeacul Vichendi. Avem de acum și unii primi oaspeți la sărbători și în orice timp. Alături de biserica Maicii Domnului Milenie am ridicat o căsuță mică unde va fi o comnată ca chilie, dar a doilea comnată va fi pentru deservire, ca cum spune Palamarc, pentru biserica mică, o milenie, unde se va păstra hainele preoțești și alte obiecte. Ați mai reparat și din încăpieri, din bucătării? Da, vedem noi în timpul de față că s-au vopsit prin afară și casele unde se găsesc ca chilie fraților, cândva a fost stăriții, alături casa ca gostiniță, unde este și ospătărie pentru călugări și avem și câteva încăperi pentru creștinii care ne vin la mănăstirea rugăciunii. Da, nu vreau să trec cu vederea și această clopotniță. Tot în 2017 s-a finanțat. Clopotele au fost în clopotnița bisericii, dar am socotit, așa am hotărât ca noi să le dăm mai jos, ca ele mai fie așa mai deschise, să fie, când se vor bate la Sfânta Slujbă, să fie auzite din împrejurime pentru creștinii care vin la Sfânta Mănăstire. Și vedem că s-a înălțat într-așa fel, așa, cu cupul frumos, cruci aurite, că acum ar trebui să fie după canoanele bisericești Sfânta clopotnița. Multă lume care venea la mănăstire și vin la mănăstire s-a rugat în biserica care a fost construită de la bun început în anul 1998 în vale, cum spunem, noi arătăm în vale sub pala mănăstirii. Și această biserică a fost sfințită în cinstea Maicii Domnului Tuturor Scârbiților. Dar noi această biserică am demolat-o și i-am făcut un proiect din nou, fiindcă n-a fost după proiect făcută. Și cu 2 ani în urmă am pus temelia acestei sfinte biserici, ca pe viitor să o înălțăm așa după cum avem făcut un proiect frumos, ca ea să fie înălțată după dorința noastră, ca prima biserică, dar în timpul de față lucrările nu merg, suntem încă în așteptare ca să mai acumulăm bani, materiale, să strângem
ca să putem, ca să o înălțăm până la bun sfârșit. Dar cu părere de rău, cam încetişor se primește și merge, fiindcă nu prea se primește așa după cum noi dorim și cum, după cum ar trebui să fie, ca să adunăm acei bani pentru o anunța pe dânsa. Așa puțin am amenjat de-am teritoria, să vede unde e marginea, granița între teritoria mănăstirii și a primăriei. De-am așa se cunoaște, după cum vedeți, și biserica, că ei se cunoaște că e principala și e epicentru și e înălțat pe un loc mai înalt a Sfântului Gheorghe. Cheile așa, într-așa fel, tot sunt amenajate. Stariția, o vedeți, într-o parte, iar e amenajat într-așa fel, într-un loc frumos, pitoresc, liniștit, ca cum trebuie să fie pentru călugări. Dacă observați și vedeți, avem și un mic, spunem așa, parc sau un loc unde avem câteva păsări decorative, păuni, hulughi, și struți avem câțiva. Sunt și mai mici, sunt și mai mari, cu aghea îi creștem și e o frumusețe pentru lume, pentru copii și chiar și pentru noi, că asta când este ceva așa pe teritorii, o pasăre cum n-ar fi ea, e tot eu așa o plăcere, e o mângâiere, de aceea chiar personală este a mea ocupație, cu struții, cu păunii, îi hrănesc, îi îngrijesc, le dau apă, le port de grijă, să aibă unii să doarmă și timp de noapte, timp de frig, de iarnă, chiar se întâmplă că plouă, eu văd că plouă afară, mă scol, mă duc, îi dau singură înăuntru ca să nu stei sub ploaie, în frig, e o plăcere. În privința terenului, și să vă spun, cam eu durere, eu așa, ca cum ar fi o pierdere pentru noi, pentru mănăstirea noastră. Dacă cândva nu avem oprire aici, chiar de merge trenul, nu s-o oprie trenul aici, atunci tot era, nu era bine și normal, nu era ușor pentru noi. Ne-am stăruit, am făcut opriri la tren, dar cu păreri de rău acum de-am rămas să fie pustie oprirea de la tren. Sunt de acum 2 sau 3 luni de când trenul nu merge deloc. Mergea trenul Chișinău-Reni, apoi după un timp a mers trenul, circula trenul Chișinău-Besarabiasca, dar în timpul de față l-a oprit cu totul. Deloc nu merge trenul. Și la Basarabiasca până la Zlot? Sau? Nu, este un tren acum cu o locomotivă pentru lucrători care merge, nu știu cum așa, dimineața și de la Basarabiasca până la Zlot și apoi iar se întoarce. Dar pentru noi nu este normal. Dar ne-a rămas, ne bucurăm că avem drum. Dacă trenul de acum nu merge, măcar ne bucurăm că este drum și tot este acces și este posibilitate ca să venim și noi, pentru noi și pentru lume să vină în orice timp și pe orice timp să ajungă la mănăstire. Pentru că trenul, cu mașina nu întotdeauna poți să ajungi, dacă, mă rog, e o zăpadă mare, dar cu trenul întotdeauna lumea a venit și s-a dus înapoi liber și în timp de față când noi facem rugăciuni de acum, nu joi, seară, dar rugăciunile pentru cei bolnavi pe care le-am făcut noi mai înainte, le facem de acum vineri seară înspre sâmbătă, tot la ora 10 seară. Vine lumea, dar mai puțin lume, fiindcă nu toți au transport și au posibilitate ca să vină așa la aceste sfinte rugăciuni. Mai puțin vine lume, dar tot vine. Și de aceea mare lipsă ni s-a făcut, sau spunem, probleme ni s-au dat prin lipsa de circulația trenului. Ne-am adresat
ne-am adresat la conducătorii căi ferate și ne-au spus că au mari cheltuieli, au datorii mari, dar în viitor se va rezolva așa problema ca să fie bine pentru toți. Dar acum vreau să spun că noi organizăm autobuz rutier din Chișinău, care se pornește de la clopotnița catedralei din centrul Chișinăului vineri seară, la orele 8. Se organizează creștinii de acolo și vin până vin la mănăstire vineri seară și cu această marșutcă se întorc înapoi. Dar totuși nu este așa cum trenul, fiindcă trenul când vine trecea pe mulți sati și pe mulți creștini, îi aducea la Sfânta Rugăciune și creștinii erau foarte mulțumiți pentru trenul care circula. Starețul Sfintei Mănăstirii acesteia, Arhimandritul Tobie, împreună cu toți părinții și frații, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Pe pururea pomeniței ctitori acestei sfinte mănăstiri, pe cei ce au adus acestea sfinte daruri pentru cei vii și pentru cei morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, drept măritorilor creștine, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea.